Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit, sunt Ionuț Gheorghe și vă invit la o nouă ediție, E vremea ta, cea mai completă emisiune despre fenomene meteo, climă și planeta noastră. Unul dintre efectele schimbărilor climatice este și ridicarea liniei arborilor pe munți. Este concluzia unui studiu realizat de oameni de știință din China. Aceștia au folosit teledetecția pentru a analiza 243 de regiuni muntoase din toată lumea. Cercetătorii chinezi au folosit teledetecția pentru a cartografia cele mai înalte puncte de acoperire a copacilor de pe munți. Între anii 2000 și 2010, în medie, liniile arborilor s-au deplasat în sus cu 1,2 metri pe an. Schimbarea a fost cea mai mare în regiunile tropicale, cu o creștere medie a altitudinii de 3,1 metri pe an. Oamenii de știință au avut în vedere liniile de copaci care înconjoară vârfurile munților și sunt în mare parte izolate de activități umane. În toate regiunile s-a constatat că rata schimbării se accelerează, iar 70% din liniile arborilor de munți s-au mutat în sus. În continuare, creșterea temperaturilor va spori creșterea peste nivelul limitei actuale a arborilor. Astfel, unele specii forestiere își vor extinde habitatele. Pe de altă parte, mișcarea în sus a liniilor arborilor reduce suprafața tundrei, ceea ce pune în pericol speciile alpine și poate afecta alimentarea cu apă a unor zone. În continuare aflăm cum va fi vremea în țara noastră pe termen scurt. La noapte cerul va fi variabil și doar pe la munte este posibil să se strângă câțiva nori. Temperaturile minime se vor încadra între 14 și 21-22 de grade Celsius. Ceva mai răcoare o să fie în estul Transilvaniei. Începem săptămâna tot cu temperaturi ridicate și caniculă, în special în regiunile sudice. Spre seară se strâng norii în vest, unde sunt așteptate ploi torențiale de vară, însă discutăm despre perioade scurte de timp. În unele zone, cantitățile de apă acumulate vor fi însemnate și nu este exclus să cadă și grindină. În București urmează tot o zi caniculară, aerul va fi la fel de irrespirabil ca în ultimele zile. La amiază se vor înregistra 37 de grade Celsius. La munte vremea se menține caldă, însă după amiază se strâng norii prin Carpații Occidental și vestul meridionalilor, unde prin unele locuri o să plouă torențial și nu vor lipsi tunetele și fulgerele. 22 de grade se vor înregistra în Ceahlău, 27 la Păltinii, iar la Stâna de Vale vor fi 30 de grade. La mare vremea se menține frumoasă, iar după amiază disconfortul termic va fi accentuat, vântul va sufla slab și moderat. Prin stațiuni, termometrele vor indica 30-31 de grade, iar apa mării are tot undeva la 26 de grade. Gata cu vremea, mergem mai departe. Ca în fiecare seară de duminică, șef Dan Erbărescu ne invită în bucătăria lui. Bine te-am găsit, Dan! Salutare tuturor și bine ați revenit în bucătăria mea! Astăzi este ultima duminică din lună, așa că nu voi găti nimic, dar vă voi împărtăși din secretele mele. Unul dintre secrete ar fi următorul. Vrem să pregătim chiftele prăjite. În momentul în care vrem să le punem în tigaie, înainte de asta facem o adâncitură în mijlocul lor. Chiftelele nu se vor bomba, vor rămâne la forma pe care le-am dat-o noi. Un alt truc din bucătărie ar fi următorul. În momentul în care vreau să călesc legumele pentru ciorbă sau tocană sau orice altceva doresc să pregătesc, adaug un praf de sare deasupra lor. Sarea va înmuia legumele mai bine și se vor fierbe mult mai repede. Pentru ca maioneza să fie mai sănătoasă și să nu se taie, trebuie să folosim gălbenuș crud. Legumele de culoare verde pe care le fierbem, spanac, brocoli sau mazăre, ca să-și mențină culoarea proaspătă de verde intens, trebuie să le adăugăm imediat în apă rece. Verdețurile proaspete și foarte sensibile, cum ar fi pătrunjelul sau busuiocul în special, ca să le putem menține timp îndelungat în frigider la rece, va trebui să le punem între șervete din hârtie și să le schimbăm periodic, eventual de două ori pe zi. Atât pentru astăzi, vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă aștept și duminica viitoare cu o nouă rețetă. Doamnelor, domnilor, emisiunea E vremea ta a ajuns la final. Nu uitați că ne puteți urmări și pe Facebook, iar emisiunea poate fi găsită și pe canalul nostru de YouTube. Sunt Ionuț Gheorghe și vă las acum să admirați imaginea zilei. Să aveți o seară frumoasă și o nouă săptămână liniștită. Pe curând!